constatație că antrenamentul este abandonat. Noi știm că este abandonat de mai mult timp. Ni s-a spus că nu o să putem niciodată să intrăm aici și pentru că are contract. Nu are niciun fel de contract de ani de zile. Mai mult decât atât, a spus că a făcut foarte multe investiții în cantonament și că primăria de JTS-ul ar trebui să îi dea lui bani pentru aceste investiții. Ori vedeți și dumneavoastră foarte bine că nu numai că au furat ușile și ferestrele, dar le-au furat cu tot cu ziduri și vedeți cum este devastat și în ce stare este. Baragină. În baragină, exact. Noi urmează acum ca săptămâna viitoare să introducem hotărârea de guvern. Am primit deja aviz de legalitate pentru hotărârea de Consiliul Local ca să preluăm și cantonamentul, pentru că, așa cum bine știți, acesta va face parte integrantă din viitorul complex sportiv Craiova și va trebui să îl avem deja în patrimoniu pentru a-l preda CNI-ului. Ceea ce vreau să vă spun totuși este că vom face niște investiții minime în el, pentru că echipa va trebui să aibă totuși un cantonament și până când va fi gata stadionul nou, terenurile de antrenament, pista de atletism și așa mai departe, cred că ultima oară se va ajunge la cantonament. Asta înseamnă că echipa va fi găzduită cel puțin 2 ani de zile de acum înainte, deci trebuie să le oferim condiții.